Bună dimineața și mulțumim că ați răspuns invitației noastre matinale. Dar această invitație a fost prelejuită de vizita în teritoriu, în Neamț, la Roman, a domnului ministru Lucian Bode, pe care vreau să-l și felicit pentru rezultatul din comisie, avizul pozitiv pe care l-a obținut. Un ministru cunoscut deja pentru performanțele pe care le are și din mandatul mai vechi de ministru, dar și din cel actual, un om implicat și un om la care noi, organizația PNL Neamț, domnul președinte Mugur Cosmanciuc, eu, domnul primar Lucian Nicu, am găsit întotdeauna ușa deschisă și am găsit și puncte de vedere pertinente pentru soluționarea unor probleme. Așadar, conferința de presă de astăzi este legată de vizita domnului ministru în teritoriu. Îi spun bun venit la Roman și sunt convins că împreună vom avea rezultate frumoase. Domnul președinte Mugur Cosmanciuc este de acasă, nu mai are nevoie de nicio prezentare și mă bucur că suntem în echipă completă și cu domnul primar Lucian Micu și am să-l invit pe domnul președinte, domnul deputat Mugur Cosmanciuc, să vă adreseze salutul de dimineață și să continue ceea ce am început. Bună dimineața, domnule președinte al organizației PNL Roman, domnule deputat Laurențiu Leureanu, bună dimineața și vă spun și dumneavoastră, domnule primar și domnule ministru, vă spun și eu bine ați venit aici. În același timp vreau să fiu eu foarte scurt, pentru că este foarte important să vorbească astăzi aici foarte mult domnul ministru și să prezinte proiectele pe care Ministerul de Transporturilor și Guvernul PNL le are pentru Roman, pentru Moldova și pentru județul Neamț. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp astăzi la această oră și suntem împreună. Întrebați cineva dacă miniștrii încep de la ora 8 dimineața treaba. Vedeți că nu doar că încep de la ora 8 treaba, ci încep mult mai devreme și la ora 8 sunt în activitate de plină. Domnule ministru, cred că cel mai multe lucruri trebuie să le spuneți dumneavoastră pentru a prezenta clar proiectele pe care le aveți pentru Moldova, importanța pe care o acordați și dumneavoastră și PNL-ul acestei zone și acestui județ. Vă rog frumos! Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Nu începem la 8, începem la 6, după cum mi-ați făcut programul pe astăzi și mă bucur că am reușit să ajungem la 6 și nu la 5. Să ajungem la Roman, la Piatra Neamț mai târziu. Asta după ce ieri am avut o activitate, cred eu, foarte bună, în sensul că am lămurit foarte multe aspecte care țin de investițiile din județul vecin, din județul Bacău. Și o să încep cu acest lucru, pentru că am auzit foarte multe neadevăruri spuse în spațiu public în ultima perioadă. Unii au început chiar campanii publice de dezinformare a populației, cum că guvernul liberal nu finanțează varianta ocolitoare Bacău, cum că guvernul liberal oprește finanțarea pentru că avem o problemă de mediu, Comisia Europeană, cum că noi nu mai susținem autostrada Brașov-Bacău și multe alte neadevăruri spuse, din păcate, din gura unor oficiali, reprezentanți ai Partidului Social Democrat și, sigur, cu impact nu doar asupra județului Bacău și a întregii regiuni, pentru că odată ce va fi finalizată centura ocolitoare a municipiului Bacău, ea nu va fi folosită doar de către cetățenii din municipiul Bacău, ci de către întreaga zonă. Așadar, ieri am lămurit foarte clar de față, în prezența constructorului, că nu avem nicio obligație neonorată față de constructor. Suntem cu plățile la zi, un stadiu fizic îmbucurător, peste 60%, ceea ce ne permite să spunem că acest obiectiv important pentru Bacău și pentru Moldova va fi finalizat înainte de termen. Am explicat exact
cum răspundem Comisiei Europene pentru a beneficia de fonduri europene. Din acest motiv, iar pot să spun clar că nu mai există nicio îndoială că noi ne facem temele și că riscul de a opri finanțarea este egal cu zero. Pentru că noi avem finanțare pe titlul 58, bani asigurați prin bugetul de stat, bugetul pentru anul 2020. De asemenea, unii au făcut campanii publice de dezinformare a populației cu privire la A13, cu privire la autostrada Brașov-Bacău și noi, după câteva luni, am venit, iată, pe data de 4 martie, am semnat raportul procedurii, am desemnat câștigătorul, cel care va realiza studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, astfel încât, într-un termen bine definit, acest obiectiv important pentru Moldova să fie scos la licitație pentru execuție. Deci am lămurit ieri aceste aspecte, fără niciun comentariu, în prezența celor de la PSD și mă bucur că au fost și ei de față ca să audă aceste lucruri, în prezența colegilor dumneavoastră, așadar, eu cred că ieri lucrurile au fost foarte clare pentru toți cei care au vrut să înțeleagă și pentru toți oamenii de bună credință. Vin astăzi în fața dumneavoastră și vă spun cu toată responsabilitatea că toate proiectele își au locul lor important pe harta infrastructurii din Moldova. Vreau să spun încă o dată și aici, nu există concurență între proiectele de infrastructură. Ele sunt complementare și absolut necesare pentru a avea o rețea extinsă și interconectată de infrastructură rutieră rapidă de transport în România. Vreau să fie de asemenea foarte clar pentru toată lumea. Întreg portofoliul de proiecte de investiții în infrastructura de transport, rutieră sau feroviară, care vizează regiunea Moldovei, are susținerea noastră, are susținerea guvernului Ludovic Orban, are susținerea guvernului României, pentru că tratăm aceste proiecte din punct de vedere al importanței lor pentru comunitate, al modului în care aceste proiecte contribuie la dezvoltarea comunității, la creșterea bunăstării cetățenilor, fără a trata aceste proiecte într-o cheie politică politicianistă. Acum, concret, pentru că suntem la Roman și pentru că am avut foarte multe discuții cu domnul președinte Mugur Cosmanciuc, cu domnul deputat Leoreanu, cu domnul primar, și în urma acestor discuții s-au concretizat câteva acțiuni despre care vreau să vorbesc și astăzi aici, pentru că, așa cum ați putut observa, noi facem lucruri, vin în teritoriu, ori de câte ori este nevoie, atunci când pot să spun, da, în urma discuțiilor, am făcut următorii pași. Concret, pentru că am avut nenumărate discuții pe marginea drumului DN2, drumului național, din interiorul localității Roman. Am ajuns la concluzia și nu este singura localitate unde acest lucru se va aplica, această decizia noastră se va aplica. Spre exemplu, ieri la Moinești, pe cei 9 km am avut aceeași discuție la Bacău, în legătură cu cine intervine pe rețeaua de drum național din interiorul localității. În condițiile în care tu ai tranzit prin interiorul localității, tu ca și proprietar de, nu știu, unei flote de, dau un exemplu, de 100 de camioane, tu plătești o rovinetă sau 100 de mașini, tu plătești o rovinetă. Păi să înțeleg că rovineta aia se oprește la intrarea în localitate? Păi nu. Banii respectivi pe care tu îi plătești trebuie să se întoarcă și pentru drumul național, componenta de drum național din interiorul localității. În aceste condiții,
Vom, așa cum am hotărât, vom realiza toate demersurile procedurale, astfel încât cei 6 km din interiorul localității să-i preluăm la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, fosta compania de drumuri, și să-i finanțăm și să-i reabilităm, pentru că sunt comunități care, sigur, își permit să investească, să au un buget consistent și își permit să investească în rețeaua de drumuri naționale din interiorul localității, dar sunt comunități care trebuie sprijinite. Comunitatea din Roman este o comunitate care noi am decis să o ajutăm, să o sprijinim, și cu acest mesaj am venit aici să vă spunem că intenția noastră este să preluăm această componentă din interior, să o finanțăm și să o reabilităm, cei aproximativ 6 km de drum național. De asemenea, cunosc problema pasajului rutier peste calea ferată de la ieșirea din Roman spre Iași. Am reușit să finalizăm, după două vizite aici a experților noștri în teren, am reușit să finalizăm caietul de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic. Împreună realizăm cele două documentații. Am bugetat acest obiectiv. Sunt 600.000 de lei din bugetul de stat, respectiv din surse proprii. Într-un an de zile va trebui să finalizez, cel care va câștiga licitația, va trebui să pună pe masă studiul de fezabilitate proiect tehnic și să începem să demarăm procedurile pentru licitație, execuție, pasaj rutier peste calea ferată. Deci, iată că am făcut un pas după ce ani de zile acest lucru a fost solicitat, dar din păcate nu a găsit deschidere către vechile guvernări, către cei care au guvernat înaintea noastră. Noi am decis să scoatem la licitație această documentație și să o finanțăm și, bineînțeles, să scoatem la licitație componenta de execuție. Sigur că avem, după cum știți, un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic de execuție pentru varianta ocolitoare Roman, cei aproximativ 15 km. Este o documentație care trebuie revizuită. Este din 2010, dacă nu greșesc. 2010. Valoarea ei este undeva la 330 de milioane de lei. Ea va trebui să fie revizuită. Suntem dispuși să realizăm această revizuire a documentației și împreună să găsim surse de finanțare pentru acest obiectiv. Sigur că mă gândesc cu așa un sentiment de frustrare că ordonanța de urgență dată de guvern nu a mai fost pe guvernul Orban, nu a mai fost promovată. Mă refer la ordonanța prin care dădeam posibilitatea autorităților locale să devină eligibile în a-și finanța obiective de infrastructură mare. Noi ne-am gândit în momentul acela să predăm câteva variante ocolitoare, centuri ocolitoare, către comunități care au capacitatea să-și implementeze astfel de proiecte majore și, bineînțeles, după acest lucru, după această etapă, după implementare, să-l preluăm din nou la compania de drumuri și să îl administrăm. Această ordonanță s-a transformat într-o inițiativă legislativă, ea urmează circuitul legislativ și să sperăm că în această sesiune parlamentară proiectul de lege va fi promulgat, va fi adoptat de Parlament și promulgat de către domnul președinte Klaus Iohannis, astfel încât să avem o lege prin care dăm posibilitatea autorităților locale să preia astfel de obiective la autoritățile locale și să le finanțeze din fonduri europene, bineînțeles, în special, pentru că dacă discutăm de buget propriu, este exclus să avem 70 de milioane de euro disponibil la primăria din Roman ca să finanțeze acest obiectiv, dar sigur, până la sfârșitul acestei sesiuni
aceste lucruri se vor clarifica. Și ultima chestiune de care vreau să vorbesc aici la Roman, sigur vom merge la Neamț, la Piatra Neamț și vom discuta și alte aspecte, sunt convins la fel de interesante și interesate din punctul de vedere al comunității. Drumul de mare viteză, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcan, Suceava, Siret. Pentru că și aici au fost foarte multe discuții că nu avansăm, că nu susținem acest obiectiv. Este, de asemenea, un neadevăr pe care cei de la PSD îl spun și, cu părere de rău, spun oameni care am crezut că se pricep, care au mai trecut și prin Ministerul Transporturilor, spunând că nu susținem coridorul 9, spun o minciună, se fac de râs. Cele 6 sectoare, în acest moment, din drumul expres, din A7, se prezintă în felul următor. Avem pentru 4 dintre aceste sectoare semnat contractul pentru realizarea documentației: Ploiești-Buzău, Buzău-Focșani, Focșani-Bacău, Bacău-Pașcani. Aceste contracte sunt în derulare cu termen de finalizare sfârșitul anului, noiembrie 2020, respectiv ianuarie 2021. După ce se predă documentația, începem procedura de licitație pentru execuția acestor tronsoane. În ceea ce privește ultimele două tronsoane, Pașcani Suceava și Suceava Siret, noi am publicat pe SICAP pe 27 februarie, în urmă cu câteva zile, am publicat depunerea ofertelor în procedura de achiziție publică și termenul de depunere a ofertelor este 23 aprilie. Deci până pe data de 23 aprilie închidem procedura de achiziție publică pentru ultimele două tronsoane din A7, mă refer la Pașcani, Suceava, Suceava, Siret. Și acestea sunt proiectele, sigur, putem să discutăm, dacă doriți, și despre Autostrada Unirii și despre Autostrada Nordului. Sunt foarte multe proiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii de transport din regiunea Moldovei. Vreau să știți, și cu asta închei și vă răspund cu mare plăcere la întrebări, când am venit la guvernare, noi am spus următorul lucru. Niciun proiect aflat în derulare, în execuție, în ceea ce privește infrastructura de transport din România, nu va fi blocat. Toate proiectele pe care noi le-am găsit în execuție, le finanțăm și încercăm să le dăm în trafic. Pe 24 decembrie am dat în trafic 21 de kilometri din autostrada Lugoj-Deva, lotul 3, pe care l-am găsit când am venit la minister, muzeu. Acea dispută cu spaniolii de la Comsa, iată că în 24, după expertize și intervenții la podul peste Mureș, am dat în trafic respectivul tronson. Alte proiecte aflate în execuție și pe care le finanțăm și le ducem mai departe, dimpotrivă le accelerăm, VO Bacău. Și v-am explicat la începutul intervenției mele cum stau lucrurile pe VO Bacău. De asemenea, am găsit proiecte blocate, cum sunt cele de pe autostrada Transilvania, care stau de un an, de 2 ani de zile în clarificări. Solicită clarificări, cei care vor să participe la procesul de achiziție, solicită clarificări cei de la ANAP, de un an, un an și jumătate, 2 ani. Iată că după câteva luni suntem în măsură să spunem că tronsoane importante din autostrada Transilvania s-au clarificat, sunt urcate pe SICAP și deja primul termen pentru un tronson este 9 martie. Până pe 9 martie se așteaptă oferte pentru un tronson din autostrada Transilvania. Mă refer la tronsonul Nușfalău sub placul de Barcău. Sunt și alte tronsoane care în luna martie, în fiecare săptămână, le vom scoate la licitație pentru că am decis să răspundem cu celeritate la toate aceste clarificări și să scoatem la licitație toate tronsoanele de autostradă din România, care de câțiva ani de zile, din păcate, erau blocate. De asemenea, mi-aș putea da și alte exemple, Craiova-Pitești, drum expres Craiova-Pitești, unde era într-un blocaj și tronsonul 1 și tronsonul 2, tronsonul 4 și 3, 3 și 4 era în licitație.
Am finalizat licitația pe 24 pentru 3 și 4, pe 24 februarie, pentru tronsonul 2, 40 de kilometri, cu cele două variante ocolitoare, Balș și Slatina, unde se blochează circulația. Sunt în lucru și se vor finaliza înainte de termenul contractual. Deci am încercat și încercăm și uite că și reușim să deblocăm proiecte importante de infrastructură și, bineînțeles, dăm drumul la proiecte noi. Și am dat exemplu A13, Brașov-Bacău, un proiect despre care unii au vorbit și noi, iată că am reușit să finalizăm procedurile și să desemnăm câștigătorul pentru realizarea documentației. Aceasta este abordarea Guvernului liberal în materie de în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de transport în România. Vă stau la dispoziție cu întrebări. Domnul primar Lucian. Eu să închei și ulterior să stăm la dispoziția celor din presa din Roman pentru întrebări. Eu în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră atât în întâlnirile pe care le-am avut la București, însoțit de cei doi deputați aici de față, atât prin faptul că ați trimis experți ai Ministerului Transportului la Roman pentru deblocarea unor probleme importante cu care se confruntă municipiul Roman. Vreau să vă mulțumesc și pentru toate precizările pe care le-ați făcut și sunt convins că și în continuare vom avea aceeași deschidere la Ministerul Transporturilor, astfel încât proiectele importante pentru Roman să se materializeze. Înainte de a intra în sesiunea de întrebări, vreau să fac și o invitație presei ca imediat după terminarea acestei conferințe de presă să ne deplasăm cu toții la trecerea de cale ferată spre Iași pentru a mai discuta punctual despre problematica acestui pasaj rutier chiar de la fața locului, acolo unde sunt veniți și reprezentanții CFR. Vă mulțumesc, vă stăm la dispoziție. Da, sunt prezenți colegii mei din Compania Națională de Drumuri și din compania CFR SA, CFR Infrastructură regională Iași, DRDP Iași, DRDP regională căi ferate Iași și bineînțeles reprezentanții acestor companii de la nivel național. I-am invitat la fața locului pentru că până la urmă ei sunt cei care vor decide modul în care implementăm acest proiect important, așa cum spunea domnul, îmi spunea și mi-a spus de foarte multe ori domnul deputat Leoreanu că este singura trecere la nivel din regiunea Moldovei care are trei linii de cale ferată peste care se traversează și cu toate inconvenientele care sunt acolo. Vă rog dacă aveți întrebări. Doamne ministru, bună ziua, Cristian Fulie de la Roman24.ro. O mică întrebare. Ați vorbit de reabilitarea DN2 în interiorul localităților. La Roman există varianta opulitoare pentru cea pentru trafic greu, care în teorie face parte tot din DN2. S-a luat în calcul și turnarea. Da, am vorbit la modul general. Nu m-am referit strict la interiorul localității. Am vorbit la modul general pentru că noi plătim, toți plătim taxă de drum, plătim rovinietă și ea trebuie să se întoarcă nu doar în exteriorul localității, și în interiorul localității. Așa am considerat noi în anumite localități, în anumite zone, cum sunt cele de la, cum sunt Romanu, am dat exemplu Moineștiu, de asemenea dezastru, acolo 9 km de drum în interiorul localității și împreună cu colegii mei din compania de drumuri am spus, haideți să găsim soluții pentru că, până la urmă, nu banii sunt problema, ci voința, pentru că noi bani vom găsi. Dădeam un exemplu, la un moment dat, dacă intensificăm un pic controlele prin ICCTR, prin tot ce înseamnă trafic, acele cântare care nu prea sunt în funcțiune, vom aduce bani la buget suficient astfel încât să finanțăm aceste obiective. Încă o întrebare pe care sunt convins că și-o ridică toți oamenii din zona asta. Dacă totul este atât de simplu, adică zi la guvernare atât de repede și deja lucrurile se miște, de ce a durat atât de mult? De ce a durat atâția zeci de ani?
Păi asta ar trebui să o adresați. E o întrebare retorică, înțeles, și eu dacă vreți o să-i întreb pe cei de la PSD. De ce a durat atât de mult, că înțeleg că au fost pe aici și au promis. Aceasta este... Păi, s-a ținut Moldova acum, în urmă cu 50 de ani. Un pic de, este și un pic de reavoință, un pic de, nu știu, câte un pic de fiecare, nepricepere, de lăsare, de lăsare, dar așa cum am spus, nu vorbesc, mie nu-mi place să vorbesc despre ce vom face. Vreau să vorbesc despre ce facem. Și am spus foarte clar și apropo de pasaj și de preluare, am făcut asta. Am semnat contractul X. Am dat drumul la proiectul Y. Deci românii s-au săturat să ieșim în fața lor și să le spunem vom analiza, vom face. Nu, am făcut acest lucru, urmează să facem următoarele lucruri, dar nu așa la modul general, ci concret. Dacă și îți mulțumesc, Laurențiu, pentru felicitările din cuvântul tău de la comisie. Dacă ați văzut dezbaterile din comisie, eu am mers în fața comisiilor parlamentare de specialitate cu un raport al ultimilor două săptămâni. Ce am făcut din 19 februarie până pe data de 4 martie, pe fiecare mod de transport, concret, pe aerian. Am primit avizul Comisiei Europene pentru ajutorul de salvare, pe feroviar. Am semnat cel mai mare contract din istoria căilor ferate, de reabilitarea căilor ferate, secțiunea 1 și 3 din Brașov-Sighișoara, aproape 700 de milioane de euro. Pe naval am adoptat hotărârea de guvern în ceea ce privește modernizarea portului Tulcea. Pe aerian am reușit să mai aducem încă 3 aeronave noi ATR. Pe fiecare mod de transport, în două săptămâni, în data de, am făcut următorul lucru. Asta este abordarea noastră și cred că așa trebuie să continue până la până când vom fi la guvernare. Și cred că vom fi la guvernare și în următorii 4 ani. Domnule ministru, vă face la următorul. Prima referitoare la coridoarea Roma. Vorbiți de acei 15 km care se însemne poate vorbim o coridoare a zonei. Da. Cu adevărat. Concret, anul acesta spuneți că se întâmplă ce? Concret, noi ne-am propus să revizuim documentația și în condițiile în care legislația se modifică în sensul în care eu am vorbit, să vedem dacă autoritățile locale au un culoar mai bun de finanțare din fonduri europene acestui obiectiv. Există posibilitatea, pentru că suntem la final de exercițiu financiar 2014-2020 N plus 3, să rămână o parte din bani pe anumite axe necheltuiți și să avem un buget posibil pentru finanțarea unor astfel de obiective. Eu am spus că vreau să fim pregătiți cu un studiu, cu o documentație matură, că cea din 2010 e puțin probabil să fie de actualitate. Ea trebuie să fie actualizată, să fim pregătiți cu o documentație matură. Astăzi când vorbim, VO Roma nu are finanțare, nu are o sursă de finanțare. De aceea, revizuirea documentației este necesară pentru a fi pregătiți în a accesa, fie prin Compania Națională de Drumuri, fie prin autoritățile locale, fonduri europene. Că nu cred că își imaginează nimeni că de la bugetul de stat putem finanța un astfel de obiectiv. La acest lucru m-am gândit. Ați vorbit despre faptul că cei care puteți să vinete dau banii către Compania de Drumuri. Către Craie, și a spus că e corect să se întoarcă banii în localități. Vă întreb acum, pe partea de măsurători ce strin, pentru că e 2020 și probabil că va trebui ce strinul să revadă măsurătorul din 2015. Va exista și posibilitatea de a se face măsurători de trafic în interiorul localităților de către ce strin, doar la sectoare exterioare? Pentru că, spre exemplu, Romul nu are măsurători de trafic și noi știm că este foarte încasetat și înghițim toată poluarea, dar nu știm pe cifre. Cestrinul este o componentă importantă a Companiei Naționale de Drumuri, este în portofoliul nostru și poate face orice este legal și este dispus
îi se dispune să facă. Așadar, nu văd de ce concret nu ar putea realiza un studiu de trafic, așa cum ați indicat în roman cei de la Cestrin. O luați ca pe un angajament, că nu prea place să fac promisiuni. A8. Da, A8, eu m-am pregătit cu domnul președinte să... Da. Da. În câți ani credeți dumneavoastră la mult obiectiv că vom putea începe la oameni? Să vă spun, pe fiecare le mâncați pâinea celor de la Piatra Neafta, asta e avantajul celor care se trezesc mai de dimineață. În viața mea n-am văzut o propunere de parteneriat public-privat mai proastă decât cel gândit de vechea guvernare. Era în 5 minute. Da, vă rog. Am înțeles. Și mie mi-ar fi plăcut să mai stăm. Nu, da, atât ai timp alocat, atât ai. O să mai veniți altă dată. Noi am decis, așa cum bine știți, să anulăm parteneriatul public-privat. Am preluat în urmă cu câteva zile de la Comisia Națională de Prognoză inclusiv acest obiectiv, componenta de mijloc din autostrada Unirii, mă refer la Târgu Neamț Iași. L-am preluat la Ministerul Transporturilor, practic noi am preluat 10 din cele 22 de proiecte pe care doreau să le promoveze în PPP, cele mai importante A8 și Comarnic Brașov. Voi merge în guvern cu o informare, cu o notă prin care voi propune soluții și pentru Comarnic Brașov și pentru autostrada A8, autostrada Unirii. Concret, noi avem astăzi finanțare pe reabilitare, pe revizuire, actualizare, studiu de fezabilitate pe componenta Târgu Mureș, Târgu Neamț, cei aproximativ 211 km. Finalizăm actualizarea documentației. Ea este bugetată aproximativ 17 milioane de lei. Acest 15,9 milioane de lei. Această finanțare este asigurată integral din bugetul anul 2020 din fonduri europene. Lăsăm componenta de mijloc despre care discutam. Vă spun că de la Târgu Neamț la Iași, componenta în PPP, vă spun ce facem cu ea, de la Iași la Ungheni, de asemenea, avem bugetul asigurat, 9,4 milioane de lei, tot din fonduri europene, actualizăm documentația. Pentru componenta de mijloc vom face același lucru. Am început deja demersurile către Comisia Europeană să obținem finanțare europeană pentru actualizare, revizuire, studiu de fezabilitate. Când noi avem, într-un an, un an și jumătate, finalizate documentațiile pentru toate cele trei tronsoane, atunci putem spune cât costă, din ce surse le finanțăm, că vorbim de fonduri europene, că vorbim de buget, că vorbim de surse atrase, inclusiv un PPP, dar un PPP transparent, predictibil, în care statul să știe ce se întâmplă, nu un PPP în care constructorul trebuia să realizeze inclusiv studiul de fezabilitate, adică să-și dea comandă pentru singur. Deci, când finalizăm revizuirea, actualizarea studiilor de fezabilitate pe cele trei componente, putem să discutăm din ce surse le finanțăm, din ce surse de finanțare asigurăm finanțarea și cum le executăm. Eu văd posibilă o scoatere la licitație pe tronsoane, nu în integralitate, pentru că unele sunt mai avansate, unele sectoare sunt mai greu de realizat, dar cele care sunt mai avansate, cum este primul sector, poate fi scos la licitație înainte de finalizarea revizuirii documentației pentru celelalte două. O să prezint în guvern, dați-mi voie să nu avansez termene public până când nu prezint în ședința de guvern termene, condiții, valori estimative și așa mai departe, pe care noi ni le asumăm public și ne ținem de ele.
Mai avea două întrebări, de atunci mai revin no, aici. Da, parcurs. Mai revin da. Aici. Poți să-i stăpăiți mai puțin. Două secunde. Da. Aceeași chestie rămâne valabilă și pentru pasarea la care tocmai de educație, adică nu puteți estima un termen. Ba da, am spus că termenul de realizare a documentației este de 12 luni. După ce finalizăm documentația, funcție de expertiză, de ceea ce trebuie să facem acolo, va rezulta perioada de execuție. Documentația dă indicatorul macroeconomic. Da. Da, eu mai rămân, dar trebuie să execut. O soluție urgentă de rezolvat, pentru că pe acolo în câteva luni nu se va mai putea circula. De asta se merge acum acolo, pentru o soluție intermediară până la pasaj. Ideea ar fi să aducem la aceeași masă toți partenerii implicați și cei privați și noi, statul, ca să găsim o soluție până la realizarea pasajului, o soluție care ar însemna modernizarea trecerii la nivel. Soluția ar fi ca CFR-ul să modernizeze toată trecerea și să compenseze de la ceilalți parteneri. Mergem, vedem și soluția mai se va discuta. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Hai să mergem acolo ca să fie la...